Sute de oameni vor petrece noaptea dintre ani la locul de muncă. Este vorba în primul rând de angajații serviciilor de urgență care sunt nevoiți să asigure 24 din 24 de ore permanența la locul de muncă. Și polițiștii vor petrece noaptea dintre ani în stradă. 10 echipaje ale poliției rutiere vor acționa pe drumurile județene europene și naționale din județul, dar și municipiul Giurgiu. Vom fi la datorie cu echipaje de poliție rutieră pe principalele artere rutiere intens circulate, atât pe 31, cât și pe 1 și 2, dar în special vreau să precizez că în zilele de 4 și 5 vom desfășura acțiuni cu efective mărite, acțiuni la care vom folosi toate aparatele radar din dotare, acțiuni la care vom viza nerespectarea vitezei legale. Pentru a avea sărbători lipsite de evenimente rutiere neplăcute, polițiștii avertizează pe conducătorii auto să respecte regulile de circulație și să adapteze viteza la condițiile de drum. Conducătorii auto să reducă viteza de circulație, să fie adaptată la condițiile de drum, la carosabil acoperit cu mâzgă și carosabil umed, să fie adaptat în zonele periculoase, în curbe, la sensurile giratorii, la zonele periculoase, totodată să nu bruscheze comenzile autovehiculelor, să aibă autovehiculele dotate cu cauciucul de iarnă atunci când partea carosabilă este acoperită cu mâzgă, cu gheață, cu polei. Nu vă aventura să plecați cu mașina decât dacă ați pregătit-o corespunzător. Acumulatorul și sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar bornele bateriei curățate. Asigurați-vă că antigelul este corespunzător pentru a evita înghețarea instalațiilor, că sistemul de încălzire și dezghețare funcționează eficient și verificați sistemul de funcționare a ștergătoarelor de parbriz. Asigurați lichid de curățare pentru temperaturi scăzute și verificați funcționarea farurilor și a luminilor de avarie. De asemenea, înainte de a pleca, urmăriți buletinele meteorologice și informațiile autorităților locale responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență. Nici primele zile din noul an nu vor fi libere pentru lucrătorii poliției rutiere. Aceștia vor acționa în sistem integrat cu cei de la ordine publică și vor folosi toate cele 10 radare din dotare. Acestea vor fi amplasate în cascadă pe drumul național 5 la Daia și Călugăreni și pe drumul național 6 în zonele Bolintin și Ghimpați. Cei care se pregătesc să-și petreacă sărbătorile de iarnă în afara județului trebuie să fie atenți la pericolele care îi pândesc în caz de vreme rea. Pentru cei care își vor petrece noaptea dintre ani peste graniță în Bulgaria, poliția rutieră informează că sunt restricții impuse în perioada 1-5 ianuarie pe drumul ce leagă orașul ruse de Veliko-Târnovo. Restricția este impusă autovehiculelor cu masă totală mai mare de 10 tone, ceea ce va duce la o îngreunare a traficului rutier.